ACS Polii Timișoara revine la jocurile din Liga 1 cu un meci dificil pe teren propriu. Timișorenii primesc luni replica celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe, grupare care s-a apropiat la doar 2 puncte de ei. Principalul Leo Grozavuș dorește cu orice preț ca elevii săi să obțină un rezultat bun, nu doar o prestație pozitivă. La Sfântul Gheorghe, formația antrenată de Eugen Neagoe volează Ișvan Fulop și Atila Hadnag, jucători pe care Leo Grozavuș i-a pregătit la Botoșani și de la care știe la ce să se aștepte. Pe de altă parte, timișorenii s-au pregătit mai mult pe terenuri sintetice în perioada aceasta, iar cu probleme sunt Melinte și Ceaceri. Cu ocazia acestui meci sunt mari șanse ca Răzvan Rad să debuteze oficial în alb-violet. Meciul începe luni la ora 20:45 pe stadionul Dan Păltinișanu.